Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Voi voi arăta toată ferma mea. Am mai făcut un clip, dar s-a întrerupt și n-am mai avut memorie, așa că va trebui să-l fac al doilea. După cum vedeți, găinile, acest cocoșel, găinuța pitică. Pitică este adultă, este de tale mare, este metis de Brahma. Aceasta este tot metis de Brahma. Cocoșii sunt Brahma pur, numai că corciți între culori. Găinușa de Brahma original, 100% rasă pură. Acesta este un metis de Brahma. Găinușile sunt aici, de maras negru, aramiu și un cocoș pitic. Găinușile pitice, cocoșul de cochinchina. Ia uitați, pui din această cloșcă, puicuța care am cumpărat-o bărboasă, bibilicile, sunt 7 bibilici, 2 bibiloi și 5 bibilici, pisicile. Ce să vă mai arăt, hai să mergem și la rațe ca să vă arăt și rațele. Rațele, nu mai intru la ele, se vede de aici, nu o să mai intru la ele. Ia uitați, rațele sunt pe acolo, scotocesc prin apă, prin să caute râme, să caute de toate și cu toate că nu găsesc, dar ele caută. Cam acestea sunt rațele, un rățoi aici, vine alt rățoi, rață, această rățușcă, rațele leșești, rățoi leșești, rațe moțate, rațe mute, așa că hai să mergem să vă arătăm și un iepuraș. Ia uitați găinile cum stau aici, aceste găini, acest cocoș a devenit agresiv. Agresiv a devenit. Hai să vă arătăm și pe Chiquita. Chiquita este aici. După cum se poate vedea, l-am schimbat din acea cușcă, l-am pus într-o cușcă mult mai mare, pentru că a avut o problemă din cauza spațiului. O problemă foarte mare. După cum vedeți, la acest ochi a lăcrimat foarte mult. Nu întoarce puțin ca să vă arăt și celălalt ochi. Am avut probleme cu el. Hai mai întoarce-te puțin. După cum vedeți, ochiul a fost umflat și a avut infecție. După cum se vede, îl șterg zi de zi, de două ori pe zi. În seară trebuie să-l șterg iară. După cum vedeți, și acum are puțină infecție. A fost umflat, acum nu mai este umflat. Am cerut sfatul unui mare crescător care e și pe YouTube. Domnul Nicolae Poptelecan, parcă, sau ceva. Nu mai știu cum îl chema, sigur, nu-i rețin numele. I-am cerut sfatul, mi-a arătat o poză, i-am spus că, domnule, nu am poze, nu făcusem poze și i-am să-mi dea un tratament ceva, dacă știe el, și mi-a dat cu sin și uite așa, nu am primit nimic, am făcut și eu după cum am știut. Avem probleme cu această găină, după cum vedeți. Îi se lipesc ochii. Stați puțin ca să-i dizlipesc. Unul are dizlipit, dar unul este lipit. O să o dizlipesc mai încolo pentru că nu pot că filmez. Căprițele, după cum vedeți, 4 ei sunt acolo, toți 4. Am salvat țăpușorul, l-am hrănit cu siringa, l-am ținut în casă și l-am salvat. Acestea două sunt mame și cu aceea albă. După cum vedeți, acela s-a dus să sugă la ea. Aceasta trebuie să fete în martie. Sunt 3 țapi și o ieduță. Cea neagră este ieduța, restul sunt țapi. Așteptăm să fete și cealaltă și vom vedea ce se va mai întâmpla la noi aici. Hai că am venit și la iepuraș. Uitați iepuraica.
Data trecută aici am rămas cu clipul și s-a oprit, din păcate, și a trebuit să fac altul. Iepuraica este bine, este ok. Iepurașii din nou a mai rămas cu 8, foarte frumos și ia uitați, sunt aici, după cum vedeți, iubiriciule mele mici. După cum vedeți, uitați cum se bagă prin fân, se duc ei acolo, numai să nu-i văd eu aici pe păpușile mele. Să-i scoatem puțin, să-i dăm puțin ca să-i vedeți și voi cum arată. Nu au nicio lună, da, ochișori. Ia uitați, sunt superbi. Mămica deja parcă s-a înfuriat puțin. Ia uitați altul. Și pe acesta. Ia uitați și acesta. Avem și doi negri foarte năzdrăvani. Foarte năzdrăvani. Și unul așa și unul gri fier. Deci este superb acesta. Mie îmi place foarte mult. Ia uitați, vrea să sugă, dar mămica nu le dă voie. Mămica se duce singură și le dă să sugă. O dată pe zi, din câte știu, dă iepuroaicele să sugă la iepuraș. Ei, lasă-i puțin, ce ai? Nu ți-i fur. Nu li fac nimic. Oprește-te. Oprește-te. Ce ai? După cum vedeți, mama este foarte agresivă, a devenit agresivă, nu o să-i mai răsfoiesc foarte mult. Cam aceștia sunt, n-au nicio lună, au aproape 2 săptămâni, sunt frumoși, au trecut la geruri de minus 20 de grade, minus 22, au trecut, au ochișori, sunt frumoși, îmi plac foarte mult și cam acesta este clipul. Nu o să-i mai deranjez, că văd că mămica s-a înfuriat. Dă-te mami puțin. Mămica s-a înfuriat. Și mi-e frică tare că iese la prima fătare să nu li se întâmple ceva. Și așa că îi voi acoperi din nou, să stea ei aici și mămica să îi le dea să poape dimineața. Văd că mai are granule aici. Caprele vor să mănânce grăunțe, după cum vedeți aici, dar o să le dau mai cool încolo. Pisica se urcă în copac. Dragi prieteni, cam acesta este clipul. Dacă vă plac vlogurile mele, chiar v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să apăsați butonul de like din tot sufletul, pentru că am văzut că nu mai este lumea activă pe canalul meu și dacă nu va mai fi activă, nu voi mai posta și nu mai am de ce să mai postez dacă nu mai este activă. Și cam acesta este clipul. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!